De ce plâng ghitarele? Știu doar felinarele. Această melodie a devenit istorie și o trăire inedită pentru o întreagă generație. De ce plâng chitarele? Un hit al anilor 70-80, lansat de legendara formație din acea perioadă, Noroc. Pe se smutește doar dragostea, ea cheamă pe cineva, ea cheamă pe cineva, spre fericirii stea. Este creația compozitorului Mihai Dolgan, recunoscută astăzi ca valoare culturală națională. O afirmare a acesteia este realizată și prin emiterea de către Banca Națională a Moldovei a monedei comemorative dedicate maestrului, pusă în circulație în 2022, an în care Mihai Dolgan ar fi împlinit 8 decenii de la naștere. Moneda comemorativă dedicată legendarului compozitor și interpret Mihai Dolgan este o revenire simbolică la anii 60 a secolului trecut, timpul de revoluționare a muzicii contemporane din Moldova. Artistul a fost un prim mergător, oferind melomanilor de la noi și de peste hotare posibilitatea de a audia melodii emoționante care au ajuns să fie hituri. Publicul și profesioniștii de lumea muzicii i-au apreciat talentul, spiritul inovator și viziunea artistică neordinară. Iar înregistrările devenite astăzi documentare, de fapt reînvie impresii și sentimente mereu actuale în viața noastră, indiferent de generații. Ne dorim ca moneda comemorativă consacrată lui Mihai Dolgan să ajungă în rândul numismaților și altor consumatori de artă monetară ca o valoare numismatică, dar și ca un îndemn de a descoperi și redescoperi creația celebrului muzician. Primăvară, primăvară, te amintești a câta oară de lumina dragostei din tâi. Primăvară, primăvară, te amintești a câta oară de lumina dragostei din tâi. Doamne, ce concerte aveam noi! Mihai Dolgan a făcut o revoluție întreagă în muzică. A avut o academie întreagă, cum zice, o academie a lui Mihai Dolgan. El a crescut și a educat majoritatea cântăreților din Moldova și majoritatea muzicienilor. Cei care au trecut prin Academia Mihai Dolgan au ajuns ceva în viață. Noi am apucat școala asta de a picta. Noi nu învățăm. Noi nu ieșim în scenă cu piese învățate, cu texte, cu nu știu ce. Noi trăim. Ceva fantastic era în scenă și în viață era un om de o bunătate fantastică. Foarte cult era. Un om care clar i-a marcat pe mulți. Am găsit o limbă comună dintr-o dată și stăteam și discutam tot ce ține de artă, de muzică, de literatură, de istorie, de politică și așa cum era plin de viață și de pasiune în fiecare lucru la care se gândea. Pentru mine, bunul Mihai înseamnă un strămoș mare al meu. Să zic, un monarh a muzicii. Desigur că el a avut și un destin tragic. A fost deportat în Siberia, cu mama și cu o soră, tocmai după Ulan-Ude, Buriat, Mongolia. Iată. Și am avut fericirea, fiindcă noi am fost prin atâtea țări și în toată Uniunea Sovietică asta de nu știu de câte ori. Eu m-am născut în Noroc. Lucrul ăsta l-am simțit chiar din momentul când am început, cum se spune, să realizez de mic copil, fiindcă am fost luat cu părinții la o vârstă fragedă în turnee, da? Și eu deja de acum instinctiv simțeam că
sunt în altceva. Eu cresc într-un mediu aparte, da? Ei, eu înainte de a merge la școală nu știam că am să fiu, am să merg pe calea asta, n-am să merg, dar... Dar da. Tăticu, dacă ți-aduce aminte, eram la Tashkent și el a zis așa, picior de-al tău să nu fii la școala de muzică. Da, așa a fost. De ce? Deoarece noi cunoaștem, asta este o profesie foarte grea. Eu cred că de la un moment dat, după 20 de ani, am realizat cu adevărat că cânt cu un mare muzician în scenă. Mihai Dolgan are sute de cântece și din cântecele lui, foarte multe au fost în topurile britanice, în Europa și peste ocean. Adică se bucurau și se bucură și până astăzi de o popularitate foarte mare. Eu cred că cântecele lui Mihai Dolgan vor trăi veșnic. Și nu numai 100, dar cred că și 200 și 300 de ani. Deoarece el era, așa îl numeau și acum îl numesc, cel mai mare melodist. Chiar m-a întrebat, nu știu cum, pentru ce vrei să-i spui mulțumesc lui Dumnezeu? Apoi iată, lui Dumnezeu, prin Dumnezeu eu îi spun mulțumesc tatălui meu, da? Fiindcă el este într-un întreg, el mi-a arătat adevărul. El mi-a arătat adevărul în de fapt, prin muzică el mi-a arătat adevărul și în viață. Cânte un artist, cânte un artist, zâmbet optimist, zâmbet optimist, numai dorul lui. Taic meu, cel mai mult s-ar bucura acum, la moment, dacă formația Noroc ar reveni în scenă. Compozitorul, instrumentistul, interpretul de muzică ușoară, fondatorul formației Noroc și mai târziu, conducător al ansamblului vocal-instrumental Contemporanul, Mihai Dolgan a lăsat moștenire un tezaur muzical impunător, șlagăre nemuritoare. Toamnele, la Moldova, toamnele, știi la festa mamele, se ne-ntemne furul. Ioane, Ioane, toate lumea doare, mai eu nu pot să mor. În oraș-a Chișinău are șomutorul său și când pleacă undeva, dorul i-ar veni. Sunt piese care la acea vreme erau fredonate în întreaga țară, iar în prezent îi inspiră pe tinerii artiști. Astăzi, multe dintre aceste cântece au ajuns să fie interpretate în versuri stilizate. A fost artist emerit și artist al poporului, deținător al Ordinului Republicii, dar cea mai mare apreciere a venit din partea publicului. Și ei erau purtați pe mâini. Ei au fost primul grup rock profesionist din Uniunea Sovietică. Prin creația sa, prin muzică care făceau băieții, ei erau, într-un fel, etalonul nostru, etalonul generației noastre, care nu puteam răzbate nici de cum la concert să obținem biletele la concertele lor, care durau o săptămână și era imposibil să pătrunzi în sala filarmonicii. Am avut mai târziu ocazie fericită să-l cunosc nemijlocit în scenă. Și vreau să spun că impresia de muzician adevărat în echipuirea noastră a generației de atunci, de a fi într-un fel revoluționar, de a avea un spirit căutător. El a fost omul scenei de mic copil. A fost omul care a întrunit toate sursele posibile pentru această erupție care s-a produs prin Noroc. El la Kiev, făcând serviciu militar, asculta vocea Americii, și a ascultat jazz. El a făcut școala jazzului în armată. Și sigur că chiar erau muzicieni profesioniști în armata acolo, în ansamblul acela din Kiev, cu conservatorul terminat.
Dar conducător al acestui grup a fost numit Mihai Dolgan, fiindcă el era deja format, el știa ce e, ce dorește, el știa cum trebuie să facă. Și asta sigur că ne vorbește despre foarte multe, despre fațetele lui, ale talentului lui. El îmi spunea, zice, că Mihai, toată viața am fost chinuit de două întrebări pe care mi le-a adresat foarte multă lume. Unii mă întrebau, de ce nu sunt membru de partid? Că trebuie să fiu, fiindcă sunt conducător de conducătorul unui colectiv. Și alții, de ce nu am studii? Și eu am încercat să-mi răspund la aceste, la două întrebări mai ales, fiindcă la prima mi-a răspuns Mihai. Deci, cum să cânti Beatles și să fii comunist? Lucrurile astea nu se împacă. În mine nu încăpeau amândouă. Și aici n-a avut de gândit prea mult. Dar cu studiile, răspunsul la întrebare, pentru a răspunde la această întrebare, de ce Mihai nu a absolvit școala de muzică neacă, eu a trebuit să am avut nevoie de 10 ani și scriu două cărți. Eu m-am întrebat, dar ce studii ar fi trebuit să aibă Mihai Dolgan ca să corespundă, mă rog, niște unor rigori formale? Și am ajuns la concluzia că ar fi trebuit să absolvească 10 facultăți. Și interpret, și compoziție, și inginer de sunet, și regie scenică. Și dacă Mihai Dolgan ar fi învățat 50 de ani, noi nu am fi avut grupul Noroc. El a simțit că a venit ceasul, a venit ora, a venit clipa când tineretul de aici, din Moldova sovietică, avea nevoie de o altă muzică. Lucrările lui sunt cunoscute nu numai la noi, dar și departe de hotarele noastre, deoarece acea sevă pe care el o sustrage din rădăcina poporului nostru, trecându-o prin viziunea lui, prin prisma lui de vedere profesionistă ca un muzician bine, bine dotat, sigur că nu poate să nu impresioneze. Formația Noroc a fost prima formație de la noi, de la Chișinău, care în 1969 am imprimat la Moscova un disc mic de 4 melodii, Dor, dorule, de ce plâng ghitarele, cântă un artist și Copiii soarelui, așa, Dieti Sonța, așa o melodie, în rusă era unica, trei erau în română. S-a vândut acest disc de câteva milioane, pe atunci era raritate mare să se vândă așa. Fiindcă s-au vândut discurile astea, cei de la Moscova, de la casa de discuri Melodia, care reprezenta Uniunea Sovietică, au fost nevoiți să-i trimită formația Noroc la acest festival Lira Bratislava 70, unde erau prezenți formații vocale instrumentale din toată lumea. După acest festival cântă un artist și De ce plâng ghitarele au fost preluate de alți interpreți și formații din diferite țări a Europei. El credea că o să facă un grup de jazz. Primul afiș care a apărut Jazz Ensemble Noroc, deși ei nu făceau jazz. Băieții care venise, Vasile Verde, Ștefan Petrache și alții, ei erau contaminați iremediabil de beat-ul britanic, adică beat-ul este copilul rock-ului care s-a conturat mai târziu. Și atunci, treptat s-a ajuns la această formulă, o muzică beat, rock, pe ulterior, alimentată din jazz, din muzica, din melodia sau din melodicitatea estradei italiene și din folclorul național. Aceste trei surse au configurat individualitatea artistică a lui Dolgan și a grupului pe care l-a format. Pe lângă toate, Mihai a fost un om foarte primitor. Oferea scenă oricărui care dorea și, în funcție de posibilitățile sale, el făcea acest lucru. Avem concert la Tiraspol și vine Mihai
Vine Mihai după concert. El special a spus că n-am vrut să apar înainte de concert, că am știut că ai să ai emoții. Păi dacă stă acel care mi-a hotărât soarta, practic eu eram muzician, eram instrumentist și nu m-am gândit că am să cânt. Într-o bună dimineață, Dolgan, așa, cineva i-a spus că, uite, aici, în camera asta, se ocupă un băiat care mai face și muzică ușoară pe lângă instrument. Și a venit Mihai, eu când l-am văzut, am muțit. Nici nu putem vorbi. Pentru noi era o icoană, idol era Dolgan. Și el îmi spune, că cum te cheamă? Zic, Ion. Și el se prezintă, dar eu tremuram, nici nu putem vorbi. Și el îmi spune, ce cânti? Dar eu îi spun, uite când cu ăsta, dar eu făceam și pianul. Așa era la noi, la tehnicul muzical. Și eu m-am învățat să mă acompaniez, mă acompaniam acolo, o melodie, a doua, a treia, îi cânt eu lui. După aceea el mă întreabă, zic, Ionică, spune-mi, te rog, dar tu știi vreo melodie de a norocului, de a formație? Zic, dar cum de nu? Dar noi eram toți îndrăgostiți în noroc. Am cântat o melodie, am cântat a doua, a treia melodie, pe la jumătate, el se oprește și unde se face, zice, auzi, vrei să cânti la noroc? Ce să vă spun? Eu am încremenit. Zic, ce înseamnă vrei să cânti la noroc? Ăsta era visul oricărui copil. El simțea în orice muzician, imediat îi simțea tot lăuntru. Nu în zadar, în orchestra lui, în acel noroc, au fost ales cei mai muzicieni. Ștefan Petrache, o personalitate pur și simplu fantastic. Dar uitați-vă cum. Instrumentele și pe atunci aparatura ce era cam cu greu se putea de găsit ceva, totul trebuia de reparat și cineva îi spune, este acolo un băiat care de la tehnicul ăsta de radio și care știe să repare, cheamă-l. Era Ștefan Petrache, care după școala de muzică s-a dus acolo. Ștefan, când a început să repare aparatura lui Mihai Dolgan, în timpul ăsta cânta. Mihai, cu jumătate de ureche, l-a ascultat. Tu ce cânti? Da, încerc să cânt. Ea cântă mie. I-a cântat o melodie și l-a luat imediat solist. Deci, să ai așa un simț, din două fraze să înțelegi cu cine ai de-a face. Ion Aldea Teodorovici la saxofon, Petrică Malai, elevii mei, deci, la saxofon. Frații Cazacu și Alexandru și Anatol Dumnezeu să-l ierte, mi-a fost student la armonie și solfegiu în școală. Deci el i-a religea pe cei mai buni. Care cunoștință, și mă bucur că în timpul vieții i-am scris un acrostih, Mihai Dolgan. Măreață liniște se așterne în inim, suflete, în ceruri și în abis. Chiar horile încetinează atunci când cântă un artist. Iar el de-o viață caută răspuns la o întrebare. De ce plâng ghitarele? O, Doamne, au cine știe oare? Lacrimile strunelor te opresc în loc. Glasul lor de primăvară amintesc a câta oară de iripetabilul noroc. Mihai a fost omul deportat de două ori în viața lui. Odată împreună cu părinții, în 1949, în Buriatia, și a doua ori în 1970, atunci când ansamblul Noroc a fost interzis și ei au fost nevoiți să ia drumul prin Rusia, fiindcă lor s-a interzis chiar să lucreze în același colectiv. Ei au fost dispersați, împrăștiați, doar ca să nu fie împreună. Dar ei și-au dorit să fie împreună și 3 ani de zile au activat la Filarmonica din Tambov, pe urmă la Cercas în Ucraina, 3 ani de zile, până când la Cernăuț, unde aveau ei un concert, s-au întâlnit cu Alexandru Fedco, directorul Filarmonicii de pe atunci, și-au găsit ei posibilitatea de a reveni acasă. Dar li s-a interzis să mai folosească cuvântul noroc. De ce? Fiindcă cu noroc se asociau lucruri neplăcute pentru ideologii de pe atunci.
Eu în 72 am început să lucrez la redacția muzică la radio, făceam prima emisiune de muzică rock din Chișinău. Eu puteam să transmit muzică înregistrată de grupuri britanice, Led Zeppelin, Rai Hip, Pink Floyd, dar nu puteam să transmit piesele grupului în rock. De ce plâng ghitarele, dor dorurile, cântă un artist, erau interzise la radioul moldovenesc. De fapt, dacă vorbim de integrare europeană, primul care ne-a integrat, mai bine zis, ne-a sincronizat ritmurile interioare cu ritmurile occidentale, a fost Mihai Dolgan. El ne-a dat șansa să cântăm rock în limba maternă. Toți cântau, preluau piese străine. El a zis că, așa cum Loteanu a zis că a vrut să demonstreze lumii că moldovenii sunt oameni frumoși și a lansat primul cuplu de vedete, Grigore Grigoriu și Svetlana Toma, la fel și Mihai Dolgan, a zis că moldovenii au dreptul la rock. Ei au dreptul la ritmuri moderne. Plâng în noapte strunele, strunele nebunele, tu iubire spune-le, ce-ai fost nu s-a pierdut. Piesa De ce plâng chitarele poate fi accesată din QR codul indicat în certificatul care însoțește moneda comemorativă lansată de Banca Națională. Este un obiect de artă monetară destinat să transmită dincolo de hotarele țării noastre un mesaj invitație la audierea muzicii distincte și de o înaltă expresivitate, ce și-a găsit un loc aparte în cultura noastră muzicală. Lansarea monedei, asta este frumos, asta este un tribut, da, un gest prea frumos din partea statului nostru, Republica Moldova și a Băncii Naționale. Eu cred că Mihai Dolgan astăzi se bucură pentru moneda asta comemorativă, acolo sus. Moneda este confecționată din argint, are valoare nominală de 50 de lei și tirajul de 500 de exemplare. Este prima monedă comemorativă din emisiunea 2022 și face parte din seria Personalități. Ce-a fost nu s-a pierdut, ce-a fost nu s-a pierdut, ce-a fost nu s-a pierdut.